Sus Cortina cu Iorgu Ianuși la Europa FM. Cum să nu-mi tremure genunchii când mă bucur de prețuirea dumneavoastră și... În primul rând aș vrea să vă spun de ce am optat pentru acest titlu, carte cu Gina Patrichi. În 1964 Gina Patrichi venea de la Teatrul Dramatic din Galați la Teatrul Lucia Sturza Bulandra. Trebuia să joace în Jocul de Vacanța și Jucarul Corina. Ei, acolo există la un moment dat o replică și le spune că eu nu sunt decât o femeie, o femeie dintr-o carte. Asta am vrut să arăt. Cum a marcat Gina Patrichi cartea vieții noastre, a vieții noastre a oamenilor care suntem îndrăgostiți de teatru. Am văzut-o doar în creațiile ei de pe scenă, îndeosebi creațiile ei de la Teatrul Lucia Sturza Bulandra, dar și rolul pe care l-a făcut, un rol excepțional în spectacolul Antoniu și Cleopatra de la Teatrul Național din Cluj, probabil ultimul ei mare rol înainte de a se stinge. A fost ceea ce se cheamă actrița, actrița cu A mare, dar și femeia cu F mare. Avea de fiecare dată tăria părerilor sale, capacitatea de a spune ceea ce crede. Toți actorii, toți cei care au cunoscut-o, țineau foarte mult să-i afle părerea asupra felului în care au evoluat pe scenă. Știau că Gina nu minte. Pentru că ați amintit de ultima premieră a Ginei Patrichi, mi-aduc aminte că și primise premiul Uniter, era ceremonia cu puțin înainte de a muri. În februarie 1993, când a primit un premiu de excelență, era deja grav bolnavă, dar a venit pentru a-și lua într-un fel la revedere de la spectatoriei, dacă tot suntem la acea ultima apariție. Aș vrea să vă spun că atunci, cu o emoție extraordinară, a rostit celebrul monolog al lui Prospero din finalul Furtunii. Monologul lui Prospero care spune doar atât: noi suntem din plămada din care sunt făcute visele și scurta noastră viață nu întregește un somn. Câțiva ani mai târziu, Cătălina Buzoianu, o regizoare care a lucrat mult cu Gina Patrichi, care a prețuit-o imens, îmi spunea că ascultând-o în sală, era, dacă nu mă înșel, spectacolul avea loc la Teatrul Odeon, rostit de Gina Patrichi, a înțeles cu adevărat sensul acelui monolog al lui Prospero. Sus Cortina cu Iorgu Ianuși la Europa FM.